Regionalizarea propusă de actuala guvernare dă fiori autorităților județene. Acestea au chemat la discuții și primarii comunelor pentru a vedea de care parte a baricadei se situează. Cei mai mulți se opun reorganizării administrative. Niciun om zdrav în la cap nu dorește, eu știu, să pun în fapt această propunere, care de fapt e o idee și așteptăm referendumul. Vor fi destui afectați de aceste comasări. O să fiu numărul șomerilor sângroașe simțitor. Discuțiile despre regionalizare au ajuns în sfera politicului după ce primarul comunei Muntenii de Sus s-a plâns că nu a fost ajutat de actuala conducere a Consiliului Județean. Șefii instituției nu i-au rămas datori cu răspunsul. În părere de rău spun, în 2008-2011 am fost chemat de 5 ori oficial în calitate de primar la Consiliul Județean și n-am fost sprijinit mai aproape deloc. Nu legați problema aceasta, care e o chestie de politică, că atunci trebuie să vă întreb într-un mod direct și ați obținut umblând cu ăștia de la PDL după ce ați fost ares la PRM, umblând tătă ziua, dând declarații în presă, nefiind cinstit cu cetățenii care v-au ales. Eu vreau doar un singur lucru să spun. Tu ai câștigat campania electorală cu banii care ți-a dat Consiliul Județean asfaltând în sat la tine în campania electorală. Ți-a dat Consiliul Județean, tu n-ai avut niciun rahat nimic. După discuțiile colaterale s-a reușit reluarea dezbaterilor pentru care au fost invitați. Președintele Consiliului Județean a dat asigurări că nu se tem că vor rămâne fără funcții dacă se face regionalizarea, dar se gândesc la cât de greu le va fi cetățenilor. Nu pun problema mea, nu pun problema celor doi colegi care și într-un caz și altul vor candida. Fie la regiuni, fie aici vor candida. Nu ne punem problema noastră. Repet încă o dată și nu vreau să înțelegeți că v-am invitat aici pentru a ne sări dumneavoastră nouă în ajutor cumva. Indiferent ce se va întâmpla, noi tot în acest județ vom rămâne. Cineva tot va fi să conducă. Dar problema este cum se duce o babă de la Pochidia la președintele Consiliului Județean la Iași când primarul sau altă autoritate locală a nemulțumit-o. Mai ajunge aia, baba aia să-i se facă cumva dreptate în țara asta vreodată? Ședința s-a încheiat fără niciun rezultat. Primarii prezenți la întâlnire vor trebui să discute cu cetățenii, să vadă ce-și doresc aceștia și dacă cei de la guvernare nu renunță la ideea regionalizării, peste 2 săptămâni să se întâlnească din nou și să se pronunțe cu privire la un eventual referendum.